Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aici la Alba TV. Sunt Emanuel Drăgușin, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Adrian Băcilă, director de producție al companiei Cronospan Sebeș. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Subiectul Cronospan, doamnelor și domnilor, este adus din nou în actualitate, chiar dacă a trecut ceva timp de la cele mai importante proteste care au avut loc la Sebeș împotriva activității acestei companii. Vorbim acum despre un moment important și despre un studiu important asupra sănătății populației din Sebeș legat de activitatea pe care compania Cronospan o desfășoară. Domnule Adrian Băcilă, deja s-a scris în presă despre acest subiect, s-au exprimat deja păreri și pro și contra. Noi ne bucurăm că avem prilejul să discutăm pe larg în cadrul unei emisiuni la Alba TV pe acest subiect, sperând să aducem mai multă lumină asupra ceea ce a dorit compania pe care o reprezentați să scoată în evidență și să avem o perspectivă cât mai bună asupra impactului pe care activitatea companiei Cronospan din Sebeș îl are asupra sănătății populației și din Sebeș, dar și din alte localități din zonă. Da, ce vreau să vă spun este că acest studiu este structurat în două mari capitole, sau eu vreau să-l consider structurat în două mari capitole. Un capitol care arată starea de sănătate a locuitorilor din orașul Sebeș și din împrejurim, și un capitol care este dedicat influenței sau posibile influențe pe care noua investiție Cronochem o are sau ar putea să aibă asupra locuitorilor din municipiul Sebeș. Ce este foarte important este că primul capitol, acest capitol care arată starea de sănătate a locuitorilor din municipiul Sebeș, se bazează pe date care nu provin de la firma noastră, sunt date oficiale, date locale pe care le pune la dispoziție Direcția de Sănătate Publică, pentru, nu numai pentru Institutul Național de Sănătate Publică, cel care a făcut acest studiu, dar pentru oricine este interesat. Deci aceste date care indică starea de sănătate a populației municipiului Sebeș sunt indubitabile, sunt date de necontestat, provenite de la Direcția de Sănătate Publică. În a doua parte a acestui studiu este făcută o apreciere de către Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică asupra modului în care viitoarea investiție ar putea să aibă sau nu un impact asupra stării de sănătate. Dar aș vrea să mă refer la prima parte a acestui studiu, care pentru mine este foarte important. După cum știți, în Sebeș din anul 1970 se desfășoară această activitate de producție de plăci din fibre de lemn. Deci din 1970 până acum, fabricile care au funcționat pe teritoriul Sebeșului au folosit cam aceeași tehnologie. Bineînțeles, tehnica diferă, sunt acum mult mai automatizate ca sisteme automatizate, dar aceeași și tehnologie. Capacitățile. Și capacitățile, bineînțeles. Dar tehnologia aceeași, sistemele de defibrare, de pregătire a lemnului, rășinile, tipul de clei folosit, ureu, formaldehidic, același clei. Și ce este foarte important, că acest studiu arată în acest moment, în 2015, de fapt 2014, fiindcă datele pe care le-a pus la dispoziție Direcția de Sănătate Publică sunt raportările complete pe 2013, care bineînțeles apar în 2014. În 2015 încă nu au apărut raportările din 2014 pentru a folosi datele și din 2014, dar până în 2013 se arată că orașul Sebeș, în comparație cu orașele de aceeași mărime, ca să fie o comparație corectă, Aiud, Blaj, de aceeași mărime din județ, nu are nici mortalitatea mai mare, nici morbiditatea, adică vorbim de boli, inclusiv de bolile care sunt cele mai frecvent numite în ziua de astăzi, cancerele la nivelul locuitorilor, ca număr la nivelul locuitorilor, numărului de locuitori din orașul Sebeș, ci dimpotrivă Sebeșul, ca mortalitate și morbiditate, stă un pic mai bine decât Aiudul și Blajul. S-au luat în considerare doar la capitolul morbiditate doar cancerele? Nu, absolut toate bolile. Inclusiv, deci și alte afecțiuni? Absolut tot, absolut tot. Ce este important la morbiditate, că sunt în acest studiu sunt analizate pe capitole fiecare tip de boală, dar în special cancerele, deoarece Institutul Național de Sănătate Publică a considerat că în urma demersurilor făcute de cetățenii din Sebeș trebuie dat un răspuns mai clar în acest studiu asupra acestei boli care a generat mișcările de stradă. Deci sunt
toate bolile analizate, dar cancerele au și ele un capitol separat. Aveți cu dumneavoastră chiar un exemplar din acest studiu, bănuiesc. Exact. Pare destul de consistent. Vă rugăm să ne spuneți dacă celelalte orașe luate în comparație de pe raza județului Alba, din punct de vedere al traficului, sunt la același nivel cu Sebeșul. Pentru că Sebeșul știm că a fost tranzitat, mai ales centrul orașului, înainte să fie deschisă centura și acest lot din autostradă, a fost tranzitat de foarte multe mașini. Da, aici da, există într-adevăr o diferență, fiindcă, așa cum vă spuneam, datele statistice puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică se opresc la nivelul anului 2013, perioada în care încă nu se circula pe autostrada nouă și traficul în Sebeș era de 3 sau de 4 ori mai mare ca număr de vehicule, autovehicule pe zi, decât în celelalte două orașe, Aiud și Blaj, orașe comparabile, cum vă spuneam, ca mărime, pentru a fi o comparație corectă. Dar ținând cont de faptul că autostrada a degrevat o parte din traficul intern, transferându-l în afara orașului Sebeș, cred că pe viitor, studiile viitoare vor arăta că starea de sănătate a populației orașului Sebeș este chiar mai bună decât acum, cu toate că acum, așa cum vă spuneam, este comparabilă sau chiar mai bună decât acelor două orașe cu care se poate compara în județul Alba. Alba, Iulia, nu este un oraș de referință, fiindcă are o populație mult mai mare, structura este diferită, deci Sebeșul este corect să fie comparat cu Blajul și Aiutul. Legată de datele venite de la Direcția de Sănătate Publică Alba, știm că la nivelul țării noastre, și este un lucru recunoscut, cetățenii apelează la medic doar în ultimă instanță, când nu mai au ce face, să spunem așa. Nu își fac o verificare a stării de sănătate în mod regulat, așa cum ar trebui. În acest sens, chiar au fost luate măsuri și prin implementarea acestui card de sănătate, urmând să fie o obligativitate a cetățenilor să-și facă în mod regulat anumite analize pentru a-și verifica starea de sănătate. Au fost păreri și legate de starea de oboseală sau alte semne cauzate de activitatea cronoșpan de la Sebeș. Așa este. Date care nu ar fi cuprinse într-o raportare a Direcției de Sănătate Publică Alba, să spunem. Într-adevăr, oboseala nu este cuprinsă în acest studiu, este un studiu pe starea de sănătate, dar ce vreau să vă spun, că oboseală cronică sau condiții generate din afară, condiții de mediu care generează o presiune asupra organismului, se răsfrâng până la urmă în starea de sănătate. O persoană care acuză o oboseală cronică datorată unor condiții, vibrații sau zgomote provenite din zona industrială, până la urmă va avea asupra aceste vibrații, aceste condiții de viață vor avea un efect asupra stării de sănătate, chiar dacă nu în termen scurt, dar în termen mai lung. Ori acest studiu este un studiu care analizează starea de sănătate a populației orașului Sebeș nu pentru un an de zile, ci până în 2013. Toate datele care au fost puse la dispoziție. Și ce este și mai important este că nu s-a făcut o comparație între municipiul Sebeș și municipii sau orașe de aceeași mărime din țară, dar din alte locuri, Moldova sau sudul României, în care pot să fie condiții de mediu, climă diverse sau chiar condiții datorate zonelor industriale mai bine sau mai puțin dezvoltate. Ce s-a luat în comparație în acest studiu? Chiar orașele din județ, orașe în care avem cam aceeași climă, aceeași populație cu același tip de cultură și, bineînțeles, și cultură de sănătate, adică toți sperăm ca numărul de locuitori... Sunt foarte mulți factori care trebuie luați în considerare la un asemenea studiu, pentru că asupra stării de sănătate a cetățenilor sunt foarte mulți factori care își pun amprenta. Așa cum spuneați dumneavoastră, numărul de locuitori care merg la medic. Deci credem că și medicii care au efectuat acest studiu, cred că în județul Alba, între Sebeș, Blaj și Aiud, nu există o diferență de cultură atât de mare încât Sebeșul să aibă mai mult sau mai puțin, foarte mult sau mai puțin, locuitori care merg la medicul de familie decât Aiud și Blaj. Fiind în același județ, cam cu aceeași cultură, densitatea de populației care apelează la serviciile medicale este aceeași, deci
Din cauza asta, orașele sunt comparabile între ele. Ați avut o întâlnire cu cetățenii, cu presă, când ați prezentat acest studiu de impact asupra sănătății populației din Sebeș. Am văzut că nu v-ați bucurat de o participare prea mare la acest moment. Da, noi am încercat și am mai spus-o chiar și cred că și în emisiunea dumneavoastră acum câteva luni, să deschidem mai mult porțile și să încercăm să informăm mai mult pe cei interesați de modul în care desfășurăm activitatea, studiile pe care le avem, modul în care ne programăm dezvoltarea pe viitor, dezvoltare sustenabilă pe care noi o susținem și cu programe de 15 ani, 10-15 ani de acum înainte. Într-adevăr, au fost puțini cei care au fost interesați să vadă care este rezultatul acestui studiu, pe care, bineînțeles, și dumneavoastră știți, foarte mulți l-au cerut și chiar cu insistență multe luni de rând. Cum ați făcut promovarea acestei întâlniri? Cum ați anunțat-o? A fost o întâlnire liberă la Casa de Cultură. Noi am lansat o invitație, nu o invitație oficială, ci o invitație către primăria Sebeș, dacă aparatul de specialitate, domnul primar, consilierii sunt interesați, ONG-urilor care au susținut manifestațiile de stradă și prin ziarul local tuturor celor care erau interesați să vadă care este rezultatul acestui studiu. Din partea primăriei, cine s-a prezentat? Din partea primăriei a fost doamna Eckhart, de specialitate, care se ocupă de problemele de mediu la nivelul orașului Sebeș. Cetățeni din Sebeș, cam câți ați avut? Cetățeni din Sebeș, cred că au fost 10 sau maxim 15, 20, să zic, maxim 20, și câțiva reprezentanți ONG-urilor pe care cred că le cunoașteți. Considerați că au fost bine informați cei care ar fi dorit să vină la această întâlnire cu dumneavoastră când a avut loc prezentarea acestui studiu? Poate nu, poate trebuia să încercăm o perioadă mai lungă de timp să facem publicitatea acestui moment în care noi să prezentăm studiul, să-l prezentăm, dar ce pot să vă spun, odată ce apar anunțurile în ziarele locale care se citesc de către toți cei care citesc ziarele, cei care ascultă radioul, deci în media și mai ales am lansat această chemare către ONG-urile care puteau, bineînțeles, așa cum au organizat ieșirile în stradă, să organizeze și să cheme pe cei interesați din municipiul Sebeș, chiar cei care au fost participanți la manifestații să participe, nu ne-am așteptat, într-adevăr, să fie o prezență atât de scăzută. Da, îi anunțăm acum pe telespectatorii noștri, ne pot suna în direct dacă doresc să își spună părerea referitor la subiectul pe care noi îl abordăm în ediția de astăzi emisiunii noastre, numărul de telefon afișat și pe ecran. 0372755883. Doamnelor și domnilor, dacă doriți să intrați în legătură directă cu invitatul nostru, puteți să o faceți prin intermediul acestui număr de telefon. Domnule Adrian Băcila, am văzut că, cel puțin în atenția celorlalți colegi din presă, s-a făcut remarcat un domn din Sebeș care a și fost citat destul de pe larg, ca să spun așa. Nici politicienii nu sunt citați atât de bine de către presă. Care vă întreba câți derivați are urea formaldehidică pe care o folosiți, câți derivați are azotatul de amoniu pe care îl folosiți. Zice acest domn, eu nu știu ce cantități folosiți dumneavoastră acolo, nu știu ce cantități de metanol, metanolul în formă gazoasă este extrem de periculos, eu nu știu care este capacitatea de producție, dar odată de două ori pe săptămână este îngrozitor ce se depune pe geamuri și în casele noastre. Asta pot să o dovedesc oricând și la oricine. Cum ați dialogat cu acest domn? Domnul, îl cunosc de foarte mult timp pe domnul Dan, domnul inginer Dan, care a pus aceste întrebări și a făcut din Sebeș și dumneavoastră tot din Sebeș. Da, ne cunoaștem de foarte mult timp. Eu am mai avut, de câteva ori l-am rugat în cazul în care se întâmplă să găsească aceste urme. Dânsul spunea că
pe geamuri se depune ceva care e greu de curățat, care trebuie să, cu siguranță, vine de la formaldehida și de la rășinile pe care le folosim, l-am rugat să apeleze, mai ales acum e foarte ușor, la numărul 112, Garda de Mediu, pentru a avea un echilibru în analiza acestor informații. Adică este destul de greu să spun după o perioadă de timp, numai eu știu și eu sunt sigur, voi nu știți, dar eu vă spun, fără să anunți pe cineva. Și nu ne-ar fi convenit, așa cum de fapt am făcut de fiecare dată, să colaborăm cu Garda de Mediu, să le punem toate datele la dispoziție, dacă sunt astfel de reclamații, să fie analizate atunci și nu după evenimente. Dacă există, noi considerăm că nu există. Avem foarte mulți angajați, mai ales din cartierul Cogălnicianu. Eu circul în fiecare zi prin oraș. M-am confruntat cu astfel de evenimente. Dar, așa cum vă spuneam, dacă există, nouă ne-ar conveni să fie anunțată Garda de Mediu și, bineînțeles, să fie analizată imediat, să fie analizată proveniența unor astfel de substanțe chimice, dacă ele există. Da, ar putea fi, să spunem, și aceasta o cale prin care cei de la Garda de Mediu să se sesizeze și să verifice acest lucru dacă cetățenii doresc. Dar, așa cum a spus și dumneavoastră, e un act de atitudine civică de care poate să uzeze cetățeanul în cazul în care dorește să verifice aceste lucruri. Spune acest domn că toate geamurile din cartier și din oraș au pe ele puncte de rășini formaldehidice, dar, așa cum spune și dumneavoastră, nu știu prin ce modalitate a recunoscut că sunt rășini formaldehidice. Nu se spargă și praful, trebuie să folosești detergenți special ca să poți curăța. Domnul este sigur că vine de la Cronospan și este îngrijorat de acest aspect. Mai spunea domnul, nu vrem să facem niciun fel de contradicție cu dumneavoastră, vrem doar un aer curat. Mai erau niște idei în sensul că nu punea toată sarcina aceasta a aerului pe seama activității Cronospan. Mai vorbea și de alte societăți din zonă. Și vorbea iarăși despre o serie de substanțe pe care nu le sesizează, dar ele există. Iarăși, cetățenii care sunt foarte siguri de elementele care se regăsesc în aer, da. Dar, mă rog, nu este niciun, tocmai din niciun această studiu cauză... pe această chestiune. Zice acest domn, până în momentul de față... Eu stau acolo de 45 de ani, consider că nu ne-ați apărat. Dacă ați discutat cu acest domn, cum ar trebui să îi apărați pe locuitorii din Sebeș? Pentru mine cel mai simplu lucru și lucru pe care îl facem întotdeauna este să fim deschiși. Am făcut într-adevăr poate un pas înapoi prin modul în care ceea ce înseamnă pentru noi deschidere înseamnă și pentru locuitorii orașului Sebeș. Adică ar fi trebuit să venim noi spre locuitorii orașului Sebeș cu mai multe informații și nu să așteptăm ca locuitorii orașului Sebeș, în cazul în care au o întrebare de pus, să vină la noi. Tocmai din cauza asta consider că și domnul Dan, dacă ați văzut de foarte multe ori în ceea ce el a afirmat în sala de ședință, a spus nu știu ce folosiți, nu știu ce cantități, dacă ar fi venit la noi, am fi putut să-i arătăm, să-i facem cunoscut modul în care folosim substanțele chimice, care sunt cantitățile pe care le avem și în cazul ăsta sunt sigur 100% că și-ar fi schimbat opinia în ceea ce privește impactul pe care Cronospan îl are asupra locuitorilor din zonă și nu numai asupra locuitorilor, dar mediului în general. Mai spunea o chestiune domnul Dan despre oboseala oamenilor, care intervine mai repede decât în mod normal, din cauza noxelor care se elimină și care sunt foarte multe, și care reduc procentul de ozon de la 21%, nu știu ce unitate de măsură folosește, la cât este normal, la 20. Și asta este foarte grav. Da, sunt unele afirmații greu de verificat. Acum știm cu toții că ozonul nu este chiar cel mai prietenos cu viața oamenilor. Depinde și de tipul de ozon. Dar nu cred că suntem noi cei care afectăm atât de mult procentul de ozon din aerul respirabil, chiar deloc.
Tocmai din cauza asta spuneam că dacă nu am fi stat în așteptare și cu toate că am fost deschis și tot timpul am avut porțile deschise să așteptăm ca oamenii să ne pună întrebări și am fi ieșit noi, așa cum am făcut lunea trecută cu acest studiu, să explicăm, poate chiar mai mult decât atât, pentru că vedeți, informațiile pe care le-ați furnizat acolo au fost distribuite mai mult prin intermediul presei decât în cadrul acelei întâlniri la care au participat foarte puțini oameni. Da, din păcate, da, prin intermediul presei, dar în special ce asta până la urmă trebuie să respectăm, cu toate că nu cred că este corect. Colegul dumneavoastră Bogdan, care a distribuit aceste informații, ne-a spus foarte cinstit în ședință că pe el nu-l interesează aceste informații, el ca om are opinia lui contra anti-Cronușpan și îl va scrie continuu anti-Cronușpan. Deci, dar măcar a spus-o de față cu toți. Știu, pe mulți nu interesează informațiile, au deja păreri preconcepute, dar trebuie să încercăm totuși să venim cu aceste informații, să deschidem calea informației, să dăm posibilitatea oamenilor să primească informații nu numai de la noi, așa cum am făcut acum cu acest studiu de la Ministerul Sănătății, poate de la alte autorități care sunt împuternicite să dea astfel de informații sau orice altă informație. Deci cred că va trebui și pe viitor să fim mai deschiși și să venim în întâmpinarea cetățenilor din orașul Sebeș cu informații mai bogate, ca să putem să schimbăm aceste păreri preconcepute. Cât a costat acest studiu, domnule Andrei Băcilă? Am mai fost întrebat, să știți că nu este o sumă mare, dar fiind o instituție de stat și un contract cu o instituție de stat, nu cred că e normal să spun valoarea. Suntem totuși într-o... Probabil instituția de stat fiind solicitată pe legea 544, bineînțeles, pe noi nu ne deranjează dacă se face publică informația, dar nu am vrea să creăm disensiuni. Dar vă spun, nu este o sumă mare. A fost surprinzător și pentru noi, totuși a fost surprinzător că studiul a costat normal, adică suportabil. A fost suportat. Deși pare evident scopul comandării acestui studiu, v-aș ruga să ne spuneți care au fost țintele pe care le-a avut compania Cronospan atunci când a comandat acest studiu. În primul rând, acest studiu face parte din procedura de obținere a autorizației integrate de mediu pentru noua firmă care vrea să-și desfășoare activitatea pe platformă, firma Cronochem. Deci este un studiu obligatoriu. Noi am mai făcut în decursul anilor mai multe studii pe sănătate, nu neapărat cu Ministerul Sănătății. Cu Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, am făcut 3 studii. Dar am făcut și studii private, fiindcă, așa cum vă spuneam, Cronospan este o firmă multinațională mare și politica noastră de dezvoltare pe viitor, dezvoltare sustenabilă, are la bază numai studii. Adică nu avem păreri preconcepute și nici nu vrem să luăm decizii fără să avem date foarte clare. Avem foarte multe studii. Unul dintre studii care este excepțional făcut de o echipă din Alba Iulia în colaborare cu o echipă din Petroșani și este un studiu de referință făcut, cred că, printre primele în Europa. Îi spuneam și domnului Dan, este un studiu pe plante, am putea să-l punem la dispoziție. Este un studiu chiar de pionierat, nu numai pentru România, dar și pentru Europa. Aceste studii stau la baza dezvoltării fabricii din Sebeș și a firmei Cronospan în general, politica de dezvoltare durabilă. Deci, unul dintre obiective a fost să fim siguri că investiția pe care noi încercăm să o punem în funcțiune în Sebeș nu afectează cu nimic mediul înconjurător, în așa fel încât să nu riscăm ca banii investiți să fie pierduți prin blocarea acestei investiții datorită incompatibilității cu legile în vigoare. Iar al doilea obiectiv, foarte clar, cum vă spuneam, a fost cerut acest studiu de către Direcția de Sănătate Publică pentru a-și spune punctul de vedere în privința viitoarei autorizații de mediu. Vedeți, o chestiune de imagine, deși aveți un departament, sunt sigur, foarte bine pus la punct și nu ar trebui să vă relev eu acest aspect, este faptul că de la această întâlnire au lipsit reprezentanți mai de seamă ai autorităților locale, așa cum s-a specificat și în cadrul întâlnirii.
Dacă ar fi fost domnul primar prezent, viceprimarul, dacă ar fi fost prezenți reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică ALBA, adică niște persoane care să dea mai multă greutate acestui moment, cu siguranță și percepția ar fi fost alta. Pentru că, așa cum ați făcut dumneavoastră referire la colegul nostru din presă care s-a exprimat vehement împotriva activității companiei Cronospan, văzând cineva un studiu prezentat de către companie, implicit se gândește că probabil nu sunt prezentate date adevărate, chiar dacă, așa cum a spus dumneavoastră și cum este adevărat, sunt acolo confirmări din partea instituțiilor statului, precum Direcția de Sănătate Publică, Institutul Național de Sănătate Publică. Da, poate în cazul acesta eu cred că noi am procedat corect. Aș vrea să vă spun că în ziua prezentării în sala de ședință a fost prezentă o persoană pe care o respect foarte mult, din Sebeș, o persoană de probitate morală de necontestat, care, într-adevăr, a părăsit după o perioadă sala și, din întâmplare, m-am întâlnit cu această persoană a doua zi, care mi-a spus că noi am pierdut echilibrul și am pierdut puterea dialogului. Deci, vrem să credem numai ceea ce noi vrem să credem și nu putem accepta ceea ce ne spun alții, nu putem dialoga pentru a ajunge, dacă avem o părere eronată sau mai puțin eronată, dar pe care putem să o îmbunătățim asupra unui subiect, să ajungem la un punct comun sau să ne îmbunătățim opinia. Tocmai din cauza asta, în această fază, noi am prezentat acest studiu așa cum am putut, poate nu la nivelul profesionist pe care medicii l-ar fi abordat, pentru a deschide porțile. Bineînțeles că acest studiu va fi prezentat și în dezbaterea publică, unde vor fi prezenți și medicii de specialitate, vor fi prezente toate autoritățile în domeniu, autoritatea de mediu, va fi prezentă primăria și se vor putea și acolo pune întrebări și primi răspunsuri. Dar ceea ce am făcut noi luni a fost pur și simplu o prezentare ca de la Sebeșan la Sebeșan pentru cei care vor să fie informați și care, plecând de la acest studiu, pot să pună în continuare întrebări. Vorbiți-ne puțin despre această dezbatere publică, când și cum va avea loc. Deocamdată suntem în așteptarea răspunsului sau punctului de vedere al Direcției de Sănătate Publice, pe care APM-ul a cerut, pentru a organiza următoarea ședință în care se va analiza continuarea procedurii de autorizare. Noi sperăm că punctul de vedere al DSP-ului, studiul a fost deja depus de 2 săptămâni, de când l-am primit, 3 săptămâni aproape, să fie depus la APM. APM-ul să organizeze ședința de analiză tehnică și să decidă continuarea procedurii. Deci poate să dureze 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună. Termenele aici nu sunt strict stabilite de lege, depinde și cum interpretează APM-ul punctul de vedere al Direcției de Sănătate. Cum veți anunța această dezbatere? Sunt niște proceduri strict legale pentru anunțarea acestei dezbateri, cu 10 zile înainte de dezbatere, minim 2 ziare de circulație locală, ziar de circulație națională, un post de televiziune sau un post de radio minim. Deci aici nu există dubii, sunt niște specificații clare în lege. Toate aceste demersuri făcute pentru anunțarea dezbaterii se depun la APM și fac parte din dosar, din procedură. Deci pot să fie verificate oricând. Și sunt foarte stricți, am înțeles. Haideți să vorbim acum despre a doua parte a acestui studiu referitor la Cronochem. A doua parte a studiului are ca bază toate măsurătorile făcute de laboratoarele certificate din 2007 până în 2013, în ultimii 5 ani, cu precădere 2009-2013, din care Institutul Național de Sănătate Publică a făcut o estimare a impactului pe care emisiile la nivelul solului pot să-l aibă asupra vieții înconjurătoare, asupra plantelor animale, dar în special asupra sănătății populației, aceste emisii provenind din emisiile industriale. Într-adevăr, în timpul dezbaterii, cineva a spus că
emisiile, măsurătorile la coșuri sunt făcute de Kronospan și pot să nu fie reale. Dar vreau să spun că nu sunt făcute de Kronospan. Instituția Națională de Sănătate Publică a luat în calcul numai măsurătorile făcute de către laboratoarele acreditate. Aceste măsurători se fac funcție de tipul de coș de emisie, odată la 3 luni, la 6 luni sau la un an, cât un laborator certificat, acreditat, verifică să vadă dacă instrumentele, echipamentele noastre de măsură continuă funcționează corect, dacă valorile pe care ei le determină sunt înregistrate corect. Și Institutul Național de Sănătate Publică a luat în calcul numai aceste buletine de analiză pe care le-au elaborat laboratoarele certificate, fără să țină cont de măsurătorile pe care noi le-am făcut. În acest fel, ceea ce face Kronospan, monitorizarea aceasta, este strict pentru a avea un reper dumneavoastră, compania, asupra a ceea ce iasă pe aceste coșuri. Este o cerință a Autorizației Integrate de Mediu și ce este important este că atunci când se face această intercalibrare cu laboratoarele certificate, se verifică și valorile medii realizate înainte de efectuarea intercalibrării. Adică nu, niciun laborator acreditat nu o să dea acreditarea pentru măsurătoare dacă 6 luni ai funcționat cu, să zicem, la o limită de 20 de miligrame, ai funcționat cu 18 miligrame și exact în ziua în care vin ei ai 2 miligrame, chiar dacă valorile echipamentul nostru corespund cu ale lor. Deci se face o verificare, este destul de complicat. Și la fel cum și dumneavoastră ca instituție nu v-ați permite să denaturați adevărul, fiindcă sunt până la urmă trăim într-o piață liberă și asta poate să coste, nici laboratoarele certificate, chiar pentru un investitor mare sau mai mulți investitori mari, nu își permit să denatureze adevărul. Sunt extrem de stricți. Cum se va schimba cantitatea de emisii dacă în viitor va intra în funcțiune și Kronochem? Nesemnificativ. Nesemnificativ. Ce înseamnă asta? Adică nu, nici măcar din măsurători nu este sesizabilă schimbarea de cantitate. Și vreau să vă spun că fabrica în sine, cel care, producătorul de formaldehidă, este cel care se protejează cel mai mult. Adică sunt toate sistemele, este totuși un produs care necesită și atenție, dar este și foarte costisitor. Toate sistemele de recuperare, gaze, absolut tot funcționează foarte bine și sunt concepute foarte bine la astfel de fabrici. Diferența între 30, 40 și 60 de mii de tone în emisii este, pentru o fabrică de genul ăsta, este nesemnificativă. Gândiți-vă că sunt fabrici care lucrează în acelea zone, sunt fabrici de 200 de mii de tone. Deci dacă ar fi o diferență semnificativă între 30 și 60, de la 60 la 200 de mii ar fi o diferență atât de mare încât aceste fabrici nu și-ar găsi locul în interiorul comunității, sub o formă sau alta, mai aproape sau mai departe. Deci așa sunt proiectate fabricile și așa sunt gândite. În principiu, o asemenea fabrică cu asemenea capacitate ar fi puțin cam ciudat să o vezi desfășurându-și activitatea în interiorul unei comunități. Eu pot să vă dau exemplu și cred că am mai dat un exemplu. În Germania, în mijlocul orașului, este o fabrică de 250.000 de tone și nu mai departe de... Bine, discutăm în de... ce oraș ne reamintiți? Ludwigshafen, cred. Nu sunt un vorbitor de limbă germană, dar vă amintesc. Cel mai clar exemplu, formaldehida este totuși un compus chimic, o substanță chimică ce se descompune în aer. Este un carbon, hidrogen de două, un oxigen, deci se descompune în aer. Cel mai bun exemplu ar fi, să zicem, fabrica OMV de lângă Viena, cu toate că este un pic mai departe de Viena, dar peste autostradă este un alt sat, iarăși numele îmi scapă fiindcă nu sunt vorbitor de limba germană, dar exact peste autostradă, numai autostrada îi desparte și acolo există o producție mare de la benzină, motorină și alte substanțe chimice care sunt mult mai, cu un impact mai mare decât formaldehida asupra mediului. Da, revin
către telespectatorii noștri cu invitația de a ne suna dacă doresc acest lucru la numărul de telefon afișat pe ecran 0372755883. De asemenea, doamnelor și domnilor, facem precizare, această emisiune va putea fi găsită și pe YouTube, pe canalul special al Alba TV, emisiuni Alba TV. Domnule Adrian Băcila, vorbeam la începutul emisiunii noastre despre transparența pe care o are compania pe care o reprezentați, despre pe care o reprezentați, despre modul în care se implică în viața comunității. Cum doriți să faceți acest lucru în continuare, deoarece dacă cu activitatea pe care ați desfășurat-o până acum au fost probleme, să spunem, la nivelul percepției anumitor cetățeni, pentru că nu putem generaliza, dacă doriți să vă măriți capacitatea apărând noul Cronochem, va trebui să aveți o activitate și mai susținută în rândul populației pentru a arăta cu cât mai multă transparență activitatea pe care o desfășoară Cronospan. Am și făcut un plan, avem un plan, din două în două săptămâni o să organizăm, sau trei săptămâni, depinde de timp, de posibilități, o să organizăm astfel de întâlniri publice, restrânse sau lărgite, pentru noi nu este atât de important, în care să aducem informații asupra studiilor pe care le facem, chiar dacă sunt studii private, adică studii care stau la baza elaborării politicii noastre de dezvoltare durabilă și nu fac parte dintr-o anumită procedură, în care să aducem informații despre modul în care s-a desfășurat activitatea pe ultimul trimestru, care sunt planurile de viitor, în așa fel încât să existe o interacție continuă între populația cetățenii municipiului Sebeș și noi ca investitor industriaș, producător industrial. Da, probabil am mai discutat acest aspect și o înverzire a Sebeșului, să spunem, o campanie de plantare de pomi ar putea fi un lucru pozitiv și care v-ar ajuta din punct de vedere al imaginii. Și se mai vorbea despre, cu fostul director de la Direcția de Sănătate Publică Alba, discutăm acest aspect, o perdea de copaci pe anumite zone ale fabricii care să mascheze, să spunem, dar nu doar atât, pentru că copacii au și rolul de filtrare și al zgomotului și al altor factori nocivi. V-ați gândit și la aceste aspecte? Da, împădurirea, chiar în orașul Sebeș am avut câteva acțiuni, dar mai puține, dar pe Valea Sebeșului noi în fiecare an avem activități de împădurire, între 2.000 și 5.000 de puieți plantăm în fiecare an. În aceste activități antrenăm în special elevii colegilor, elevii din clasele 9-12, pentru a crea nu numai o perdea de pom sau a crea o mică plantație, ci a crea și ideea și mentalitatea a ceea ce înseamnă să plantezi un pom. Din păcate, în Sebeș este mai greu să creăm această perdea protectoare. Dacă ați trecut în ultimele zile sau săptămâni prin Sebeș, poate ați remarcat că și plopii care erau deja crescuți destul de înalți în Sebeș au fost tăiați. Este un pic complicat, dar este una dintre acțiunile pe care... Până la urmă este o acțiune la care trebuie neapărat implicată și primăria, pentru că exact. Nu se poate altfel. Este una dintre acțiunile pe care deja am gândit-o și pe care o vom pune în aplicare. Da, ne-ar fi bucurat extrem de mult și am fi considerat acesta un semn de interes din partea autorităților locale din Sebeș, o intervenție în cadrul emisiunii noastre, chiar domnul primar sau altcineva din aparatul administrativ. Contează foarte mult în modul în care administrația locală, edilii, se raportează la acest subiect, pentru că asta arată un interes atât față de cetățenii din Sebeș, cei care au participat la proteste, cei care au semne de întrebare în privința activității pe care o desfășoară compania dumneavoastră, dar și față de dumneavoastră ca investitor, față de Cronospan ca investitor. Ar fi un interes chiar și prezența la prezentarea acestui studiu sau în alte momente. Am fi văzut clar că administrația locală se implică. În general, domnule Adrian Băcilă, cum ați colaborat cu
primarul din Sebeș cu primăria din Sebeș, asta chiar dacă Cronospan a rămas același, iar dealii s-au schimbat. Colaborarea este destul de greoaie. În primul rând, autoritățile care au un cuvânt de spus în privința autorizației de mediu, în privința activității noastre, nu sunt legate de primăria Sebeș. În această cauză, noi cu primăria Sebeș colaborăm din punctul de vedere al coexistenței în același oraș, dar noi am fost întotdeauna deschiși pentru orice acțiune care ar putea să îmbunătățească viața noastră, viața orașului, sau dacă noi putem să facem ceva, să îmbunătățim activitatea noastră pentru a duce la îndeplinire anumite obiective ale primăriei. Ce este destul de complicat și acest lucru este un pic mai greu de mișcat, așa cum spuneați dumneavoastră, au fost foarte multe întrebări puse de către cetățenii orașului Sebeș chiar la începutul manifestațiilor de stradă în luna ianuarie. Și de-abia cu greu în luna mai, în răspunsul Ministerului Mediului, au apărut câteva explicații, cum ar fi cu acea relocare la 50 de kilometri, la 30 de kilometri. În răspuns scrie foarte clar că sunt niște legi care guvernează aceste. Noi am fi dorit să putem colabora cu primăria să fie cea care, interesată de viața din oraș, să adreseze aceste întrebări ale cetățenilor direct autorităților, da, exact, și să preseze un pic ca să obțină răspunsurile într-un termen legal sau într-un termen cât mai scurt. Dacă s-ar fi făcut acest lucru, întrebările puse în ianuarie și ar fi găsit răspuns în februarie, ar fi existat un dialog care ar fi putut cel puțin să lămurească anumite lucruri, dacă nu să liniștească mai mult apele. La finalul emisiunii noastre, dintr-un material apărut în presă, văd că dintre reprezentanții ONG-urilor care au luat parte la prezentarea acestui studiu, doi sunt acționați în judecată de către compania Cronospan. Este adevărat? Da, este adevărat. Noi... Care sunt motivele pentru care au fost acționați în judecată? Noi am mai spus, bineînțeles că acceptăm orice dialog și acceptăm modul în care fiecare persoană își exprimă opinia proprie. Dar singurul lucru care nu se poate accepta este o denaturare a adevărului care poate să aibă consecințe grele. Spre exemplu, acest studiu arată acum foarte clar că nu există o explozie a numărului de cancere din Sebeș. Și dacă o persoană spune, eu cu ochii mei am văzut Cronospanul cum omoară din cauza gazelor, sau, atunci această afirmație deja adresată direct unei persoane juridice, cum în cazul ăsta, sau și persoane fizice, nu poate să fie acceptată. Noi am înaintat în instanță aceste dosare numai către cei care au făcut afirmații directe. Cronospan ne omoară, putem demonstra. Cronospan creează cancer și noi putem demonstra. Sau unii dintre ei au aceste afirmații au fost făcute nu numai verbal, ci și în scris, în diferite publicații, pe site-urile de socializare. Numai pentru asta, pe opinia personală o respectăm. Fiecare poate să spună vreau un aer curat, și eu vreau un aer mai curat, și eu vreau legi mai stricte, toți trebuie să le respecte, toți trebuie să le respectăm. Legi putem... normale. Da, dar atunci când adresezi acuzații directe, este, spre exemplu, o altă acuzație a fost noi ne desfășurăm ilegal activitatea fiindcă nu avem autorizație de mediu legală. Deci un lucru extrem de grav. Cronospan este o firmă, un grup multinațional. Dacă se aude că se poate întâmpla acest lucru, putem să avem probleme, nu numai în România, în general. Deci este o imagine care are de suferit. Și numai pentru aceste acuzații directe și nefondate. Da, acum afirmațiile de genul ăsta făcute de un ONG la nivel local de județ nu cred că fac valuri prea mari în așa fel încât să vă afecteze activitatea la nivel internațional. Am dat un exemplu, poate nu a fost un exemplu fericit, dar vedeți, în ziua de astăzi... Partenerii dumneavoastră înțeleg când e vorba de niște proteste pe tema asta în stradă sau de niște afirmații tendențioase și când este vorba de adevăr. În cazul în care reprezentantul unei instituții de mediu ar fi făcut o astfel de afirmație, într-adevăr, acolo ar fi fost o problemă. Dar, mă rog, oamenii în stradă au strigat multe.
Bineînțeles, dar vedeți, nu sunt numai partenerii noștri cei care urmăresc. Există și o competiție, totuși, care poate să folosească anumite afirmații publice scrise în presă. Adică sunt multe. S-a întâmplat acest lucru? Încă nu, dar sunt multe legături pe care afirmațiile directe, neadevărate și cu atac direct la persoană nu ar trebui să existe. Deci sunt multe lucruri care pot să afecteze viața unei persoane sau unei persoane juridice din cauza unor astfel de afirmații și tocmai din cauza asta sunt 5 persoane pe care le-am chemat în instanță fără să avem pretenții prea mari, chiar de la 3 dintre ele vrem mai să dea o dezmințire că nu am omorât pe nimeni, am fost acuzați că am omorât cu mâna, că nu am omorât pe nimeni și 2 persoane care au făcut afirmații mult mai grave și în scris și în presa locală și națională, da, am cerut o despăgubire, dar vă spun, nu ne-am îndreptat împotriva oamenilor care spun liber opinia, ci a celor care ne-au acuzat de lucruri care nu sunt adevărate. Domnule Adrian Băcila, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Noi vă mulțumim pentru prezență și sperăm că am reușit să aducem câteva date relevante asupra acestui studiu de impact asupra sănătății populației din Sebeș. Noi vom încerca să informăm cât mai bine cetățenii județului și asupra dezbaterii publice care va avea loc pe această temă și sperăm că emisiunea noastră și-a îndeplinit scopul și anume acela de a prezenta cât mai transparent acțiunile și ceea ce se întâmplă la Sebeș referitor la poluare, la activitatea companiei Kronospan. Aș vrea să vă spun că de marți acest studiu va putea să fie văzut și să fie citit și la primăria orașului Sebeș și din această... Aveți o variantă electronică? Din această seară am reușit, fiindcă am primit studiul, fiind vorba de Institutul Național de Sănătate Publică, numai în copie pe hârtie, am reușit să facem o scanare care să fie de un volum acceptabil și va putea să fie consultat și pe site-ul Kronospan direct. Da, aspecte foarte importante. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Suntem Manuel Drăgușin. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți alături de Alba TV.